Ne-am întors în studio și, așa cum v-am spus mai devreme, alături de mine este doamna conferențiar dr. Carmen Manciuc, medic primar la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva. Bună seara și bine ați venit! Totdeauna încântată să răspund invitației dumneavoastră. Vă mulțumesc! Ne bucurăm că știu că ați venit cu câteva subiecte foarte interesante pentru această după-amiază și sunt foarte curioasă să le aflăm. De fapt, deja am văzut, Iașiul găzduiește în aceste zile o conferință foarte importantă la nivel național. Aș dori să ne povestiți puțin despre această conferință națională. Această manifestare a noastră a devenit deja o tradiție. Clinica de boli infecțioase Iași, Spitalul de boli infecțioase, organizează în fiecare an o conferință națională. Sunt colegii noștri care vin din toată țara. Împărtășim lucruri noi împreună cu ei, împărtășim din experiența noastră, învățăm de la ei și vreau să cred că, în afară de faptul că suntem gazde bune, pentru că așa ne-au spus de fiecare dată, și noi avem lucruri bune de împărtășit și asta face ca ideile să circule, informația să circule și în tagma aceasta a infecționiștilor să avem aceeași unitate de gândire. Asta este foarte important pentru o specialitate, considerăm noi. Spuneam că participă și specialiști la această conferință. Aveți și personalități sau sunteți doar medici infecționiști care vă adunați pe parcursul a 3 zile la această conferință? Sunt colegii noștri din toate centrele regionale, pentru că, așa cum știți, noi suntem centru regional nu numai pentru HIV-SIDA, dar suntem centru metodologic pe Moldova pentru bolile infecțioase și, desigur, noi spunem că avem personalități în materie de boli infecțioase și aici, dar și la colegii noștri din afară. De la București sunt invitați colegii de la Institutul Matei Baș, doamna dr. Mărdărescu, domnul profesor Străinu Cerce, alți colegi, doamna dr. Iovănescu, plus toți colegii și șefii de secție de la celelalte centre universitare. Nu în ultimul rând, colegii care sunt în zona noastră, ca și centru metodologic, cele 6 județe ale Moldovei. Așa cum aflasem mai devreme, bolile infecțioase sunt centrul de discuție al conferinței, dar cred că aveți câteva teme foarte bine definite. Da, de fiecare dată temele care suscită foarte mult interes, pentru că noutățile sunt extrem de rapid, se schimbă și trebuie să fim updatați cu tot ceea ce este nou, sunt infecția HIV, infecția cu virusurile hepatitice, virusul hepatitei B, virusul hepatitei C și, nu în ultimul rând, de mare actualitate, infecțiile asociate îngrijirilor medicale sau asistenței de sănătate, ceea ce numeam altă dată ca un eșantion mai restrâns, de fapt, infecția nosocomială. Sunt foarte mari probleme privind antibioticoterapia ca urmare a rezistenței dobândite a germenilor și iată că lucrurile astăzi a fost prima zi a conferinței, au fost cursurile pre-congres, s-au atins multe dintre aceste subiecte și considerăm că după ziua de astăzi chiar este un succes. O să vedem și zilele următoare. Care mai sunt noutățile în privința tratamentului pentru hepatita C? Mă refer la cel cu interferon free. Sigur, și noi ne-am aliniat datelor internaționale. Până acum, în centrul regional Iași, așa cum s-a făcut peste tot, în toată țara, am tratat pacienți cu fibroză F4. De acum, după noile indicații, putem trata cu interferon free și pacienți cu fibroză F3, deci cu un grad mai mic al fibrozei, boala hepatică nu este atât de avansată și, ca și noutate, indiferent de gradul fibrozei, colegii care sunt și sunt încadrați în sistemul de asistență medicală pot beneficia de acest tratament. Noi, în Clinica de Boli Infecțioase Iași, până la acest moment am avut un succes meritoriu, spun eu, pentru pacienții pe care am tratat interferon free, cu debarasare de virus în proporție de peste 90%.
Sigur că asta nu o să înceapă tratamentul interferon free, pentru că sunt foarte mulți pacienții care întreabă, nu va începe imediat de mâine, dar sunt convinsă că până la sfârșitul acestei luni lucrurile se vor rezolva. Sunt câteva mici întrebări pe care le avem și noi și tocmai asta discutăm și la această conferință privind protocolul, tocmai în ideea de a face cum este mai bine pentru pacienții noștri. Pentru că ați amintit puțin mai devreme despre infecțiile nosocomiale, v-am să vă întreb cum stăm cu acestea în România și efectiv în Moldova, pentru că ne referim la zona noastră. Da, infecțiile nosocomiale, deci infecțiile asociate asistenței de sănătate, îngrijirilor medicale, chiar sunt o realitate și nu trebuie să ne ferim să recunoaștem acest lucru, pentru că dacă vom recunoaște problema, cu siguranță vom găsi și modalitatea nu de a o elimina, dar măcar de a o minimiza și de a fi conștienți că până când să se producă o infecție de spital, sunt niște verigi a tot ceea ce înseamnă act medical care probabil nu au fost foarte bine cunoscute sau au fost eludate. Deci, până ca să avem o antibioticoterapie care să fie foarte scumpă, pentru că acești pacienți au infecții cu germeni care sunt multiselectați și nu sunt sensibili decât la unul sau două antibiotice și acestea de ultimă generație foarte scumpe, trebuie să lucrăm puțin la profilaxia acestor infecții și la ceea ce înseamnă dezinfecție și dezinsecție la nivelul spitalului și să avem o igienă intraspitalicească și în general a actului medical, indiferent unde este el realizat, că este într-o casă de bătrâni, că este realizat de colegii care dau asistență medicală la domiciliu, să fie realizat în condiții de asepsie. Și atunci, probabil, după recunoașterea problemei, după încercarea de a o profilactiza, cu siguranță vom trece la un nou nivel. În privința HIV-SIDA, putem vorbi despre pacienții peste 40 de ani în cazul în care aceștia chiar au probleme mai grave față de persoanele celelalte. Cum putem privi noua abordare de tratament? Da, este foarte mult de spus. Este un capitol care pe mine mă pasionează în mod deosebit, pentru că lucrez în această supra-specializare de ceva timp. În ultima perioadă, noi am avut ceea ce se numea cohorta pediatrică. Am avut pacienți care au fost diagnosticați în prima parte a vieții lor, la vârsta copilăriei, a micii copilării, la perioada de preșcolar. În ultima perioadă, balanța s-a echilibrat, dar bucuria noastră este că acești copii pe care i-am diagnosticat la 6 ani trăiesc și acum. E adevărat că sunt poliexperimentați, au trecut prin cam toate schemele de terapie, dar ne întâlnim cu fenomenul de aging, cu fenomenul de îmbătrânire, adică avem pacienți care au o patologie asociată la 27-28 de ani, asemănătoare cu adultului la senectute. Este vorba de o îmbătrânire precoce și asta se răsfrânge asupra aparatului cardiovascular, a sistemului osos, a sistemului renal. Sunt foarte multe probleme, sigur nu le pot dezvolta aici pe toate. Ce mai este nou în ceea ce privește vaccinarea obligatorie și care este situația de la noi din zona Moldovei? Noi în clinica de boli infecțioase concentrăm tot ceea ce este caz deosebit sau care depășește posibilitatea de tratament în zona aceasta a celor 6 județe, așa încât avem într-adevăr o imagine, o viziune de ansamblu. Spre deosebire de partea de vest a țării și colegii noștri ne-au informat despre acest lucru, noi cu rujeola, pentru că asta este ultimul lucru pe care ne pune mari probleme, stăm ceva mai bine, dar există rujeolă, am avut pacienți internați, am avut și cazuri foarte grave, există mortalitate în rujeolă, avem familii întregi din zone defavorizate care au făcut rujeolă, toți copiii fiind nevaccinați. Rujeola prin sine poate să determine niște complicații, ca să nu mai spun de complicația
care este majoră și obligatoriu mortală și apare la câțiva ani după o rujeolă, care este panencefalita sclerozantă subacută. Practic aici ne declarăm învinși și de aceea și eu pledez pentru vaccinare. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența. Mulțumesc și eu. La invitatul zilei, vă mai așteptăm aici. Cu tot dragul, oricând. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Sunt Florina Iluțoaie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare. Coafiura prezentatoarei a fost realizată de Salon Utopia.